În astfel de momente, cuvintele nu-și mai au locul și parcă nu-și mai găsesc rostul. Așa cum am spus și aseară, sunt momente în care numai lacrimile mai pot, ne mai pot despovăra, așa cum zice fratele Tărean. Dacă puteți, zice el în frumoasa cântare pe care am cântat-o aseară, zice, dacă puteți să stați deoparte și să tăceți, puteți să stați, dar nu îngrăiți nimic niciunii, ci plânsul singur mi-l lăsați. Sunt momente în viața noastră când numai lacrimile, fie de durere, fie de bucurie, ne mai pot despovăra cu adevărat. Și cred că într-un moment ca acesta, când fratele Aurel mai e cu noi și noi cu el, ne mai despart doar nuceasă, poate clipe, când se va deschide o groapă în cimitir și cred că cu siguranță se va deschide și o ușă în cer. Pentru că pentru copiii lui Dumnezeu nu se deschide numai o groapă, ci se deschide și o poartă a veșniciei ca să primească acasă sufletele celor care au adormit în Domnul. De aceea spun cereri tare și fraților și familie, pentru că îndrăznesc să mai spun câteva cuvinte. Poate ar fi trebuit un frate din adunare, frăților voastre, pentru că ați avut mai, mult, mai multe momente de părtășie cu fratele Aurel. Eu am avut și eu frumoase părtășii și cum vor rămâne ca niște pietre scumpe și ca niște pietre de aducere aminte pentru mine, ce a însemnat pentru mine părtășia cu fratele Aurel. Un frate și un prieten. Nu în multe locuri, fraților, se spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul când face o declarație, ca să spun așa, o declarație de suflet despre anumiți oameni pe care Domnul îi numește prietenul lui. Vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, Domnul zice, când iau hotărâre să nimicească Sodoma și Gomora, zice, Domnul în sinea lui zice, să ascund eu de prietenul meu, Avram, ce am de gând să fac cu Sodoma și Gomora? Nu putea Domnul să ia o decizie fără să-i spună lui Avram, fără să-l anunțe pe Avram. Avram era prietenul lui Dumnezeu. Moise era prietenul lui Dumnezeu. David era, zice cuvântul Domnului, om după inima mea, era prietenul lui Dumnezeu. Și când Domnul se duce în casa Mariei, a Martei și a lui Lazar, știm că Lazar, fratele lor, era mort de 4 zile, Domnul a mai întârziat. Și Domnul zice despre Lazar, în casa căruia Domnul s-a simțit atât de bine. În toți anii de propovăduire ai Domnului, aduceți-vă aminte, când Domnul Iisus era foame, când era flământ, când era îndurerat, când era singurat, când nu a fost primit și îngerii au spus, ucenicii au spus, Doamne, fă să se coboare foc peste cetatea aceasta, Domnul a spus, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți. Se duce în casa lui Lazar și acolo îl găsea Domnul pacea și bucuria și găsea alinul. Și la un moment dat Domnul îl numește pe Lazar prietenul nostru, prietenul meu. Să spună Domnul despre un om, prietenul meu, prietenul Domnului. Fratele Aurel a fost prietenul Domnului Iisus. A fost și prietenul meu. A fost și prietenul frăților voastre. Ne leagă o sfântă prietenie. Ne leagă o sfântă pace, o relație sfântă care nu-i de lumea aceasta. Noi n-am fi venit de la Suceava dacă nu ne-ar fi legat ceva de fratele Aurel. Și acest ceva nu putem cuprinde în cuvinte. E ceva mai presus decât nivelul nostru omenesc de a înțelege. Sunt legăturile dragostei cu care Domnul ne-a legat și ne-a împrățit inimile noastre. Și acum la despărțirea noastră vremelnică, nu îi spunem adio, cum zice fratele Tărean. Nu îmi spuneți adio, pentru că în curând vom cânta împreună la întâia înviere. În curând vine dimineața învierii. În nădejde aceasta, sora noastră Iuliana și sora Ana, frate Andrei și frate Gabriel, în nădejdea aceasta să ne trăim restul vieții noastre, în nădejdea și că va veni dimineața învierii, când vom plânge, frate de dragi. Eu știu că am să plâng odată cu toți cei dragi îmbrățișați. Chiar dacă aici trăiesc departe, de cei iubiți prea îndepărtați, știm că va veni o dimineață și zic că vom plânge îmbrățișați cu toți dragii noștri care au adormit în Domnul. La revederea noastră, la despărțirea noastră, vrem să fim în Duhul Sfânt în ziua aceasta. Și spuneam adineori când am citit poezia fratelui Traian, când am să plec, aș vrea să spun la toți cei ce îmi rămân în lume,
cuvântul cel mai sfânt și bun ce ar vrea viața să le îndrume. Fratele Aurel lasă familiei un testament. Și nu numai familiei restrânse, ne lasă nouă familie lărgite, familiei voastre Domnului, un testament. Și testamentul pe care ne lasă cuprinde în cântarea aceasta. Iată cea din urmă stare pe pământ când vă întâlnesc. Tuturor vă cer iertare, tuturor vă mulțumesc. Iată fericită ora pentru drumul fără nor. Vă întind mâna tuturor și vă strec la tuturor. Iată clipa când lucrarea fericită mi-o sfârșesc. Tuturor vă dau iertarea, tuturora mi-o primesc. Pentru veșnica împăcare, scumpii mei, nemai uitați. Vă dau sfânta îmbrățișare și vă cer și voi să-mi dați. Să sfârșim frumos trecutul în întâiul legământ. Tuturor vă dau sărutul și vă cer sărutul sfânt. În frăția noastră dragă, pentru veci ce nu sfârșesc, vă las dragostea întreagă și întreagă vă doresc. Până mâine dimineață merg să odihnesc puțin. Vine veșnica viață, ne vom revedea. Amin. Sora Iuliana, se crede, mă de încălzesc mare adevăr. Vine veșnica viață. Vine viața care veșnic nu sfârșește, cum zice fratele Fian. Dacă n-ai pe Domnul, unde vei petrece? Fratele Aurel a avut pe Domnul. Și aceasta îi dă nădejde în moarte și aceasta ne va da nădejde în moarte și nădejde în înviere. La despărțirea noastră premendică aș vrea să spun sorei Iuliana și sorei Ana și fratelui Andrei și fratelui Gabriel, față dulce, fețe dulce, nu purtați văl de mădumie, că în curând pe fruntea ta dulce te va săruta soț pe veșnicie. Nu purtați vărul mădumiei, avem un Tată în cer, avem un Dumnezeu care vă va purta de grijă, care vă va fi alături de fețile voastre. Sora Ana, înalță-ți rugăciunile către Domnul. Rugăciunea feței tale va fi ascultată, cum am fost ascultată rugăciunea Ana când Domnul i-a dat un copil. Frate Andrei, înalță-ți rugăciunea mai fierbinte către Domnul de mâine. Frate Gabriel, înalță rugăciunea către Domnul. Avem în cer un Tată. Avem un Mântuitor care va rămâne alături de noi și va rămâne alături de fețile voastre. Dar fratelui Aurel ar vrea să-i spun la revedere, frate scump, în Împărăția cea cerească a Domnului Iisus. Trebuie să fie Domnului. Cântăm de la 343, din zorii zilei mele. Vine zorii zilei mele, în banul tău m-am dus, cu legător de sfice, așa cum tu mi-ai spus. M-am osenit de gând.
Frați și surori și dragi ascultători care ați venit în locul acesta ca să-L petrecem pe Tatăl Aurel, Cel care a fost printre noi, preiubiții noștri, pe ultimul drum, pentru că Dumnezeu s-a îndurat de sufletul Lui, așa cum s-a îndurat de fiecare dintre noi și ne-a chemat în lucrarea oastei Domnului. Și aici, fratele nostru drag, a rămas statornic printre noi și iată că a venit clipa, a venit ceasul când Domnul, Dumnezeul nostru, care ne-a creat, l-a luat acasă la El, în veșnicia sa. Și noi, frații, am venit ca să petrecem pe ultimul drum pe fratele nostru drag și scump, care a venit și a petrecut printre noi. Mulțumim Domnului și de starea aceasta, pentru că Domnul a făcut și ziua morții, și ziua nașterii, și toate acestea sunt în planul lui Dumnezeu. De când ne-a întocmit Domnul, El a știut, preiubiții noștri frați, ca să, în planul Său, să rânduiască și zilele noastre câte avem de trăit pe pământul acesta. De aceea mulțumim Domnului pentru toate lucrările Lui pe care le-a făcut pe pământ cu ființele noastre. Dar mulțumim pentru că Dumnezeu s-a îndurat și ne-a chemat din vălul lumii aceștia, din stricăciunile ei și din întunericul acesta, ne-a chemat la El ca să petrecem stările aceste așa de minunate și frumoase pe care oastea Domnului le-a adus printre noi. Oastea Domnului nu este o noutate pe aiuții noștri față. Oastea Domnului este ceea ce a fost la început, în prima eră creștină. Este adevărat că în biserica noastră era adevărul. În biserica noastră era calea. Dar Părintele Iosif, prin Duhul Sfânt, a adus viața, viața după Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus, care să întregească, așa cum cântăm noi la Sfânta Biserică, toată ziua și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Preiubiții noștri, așa cântăm acolo, nu până la 12, ci după amiază să mergem la lucrurile miroditoare ale întunericului, să mergem la păcat și la stricăciunea lumii acestuia. Oastea Domnului a venit ca să aducă lumina aceasta, să aducă viața aceasta trăită după Evanghelie, așa cum sfinții și înaintașii noștri au trăit, preiubiții noștri frați și surori. Mulțumim și de clipile acestea. Mulțumim de tot ceea ce rânduiește Dumnezeu în viața noastră. L-am cunoscut pe fratele Aurel, că el este din localitatea noastră, Matca. L-am cunoscut un frate dintre frați, un frate statornic, un frate sincer, pe iubiții. Multe am discutat cu el prin locurile unde des ne întâlneam prin piață cu lucrurile noastre aceste ale Vărbii Mariei. Și l-am cunoscut ca un frate sincer, pe iubiții noștri frați și surori. Iată, soră Iuliana, așa a rânduit Dumnezeu în viața frăților voastre, ca să poți să rămâi văduvă cu trei copilași. Nu este ușoară așa să fuge
preiuții noștri frați. Crucea aceasta este foarte grea. Prin ea am trecut și noi în familia noastră, cu copiii noștri. Și de aceea spunem din toată ființa și din tot sufletul nostru că nu este ușor. Trebuie să iei și să completezi și rolul lui. Să duci crucea aceasta, dar la crucea aceasta, soră Iuliana, să te iubi Domnul Iisus și El te va sprijini, El te va ajuta. Așa cum frații noștri au amintit în cuvântul Său de aseară, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al lor sfarnicor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al văduvilor. Dumnezeul nostru este așa de bun, așa de îndurător, așa de milostiv și iertător. De aceea să ne punem nădejdea în El, să ne punem credința în ajutorul Lui, că El este cu noi. Ne aducem aminte din cuvântul Lui Dumnezeu, preiubiții noștri frați, când Domnul intra în cetatea Nain. Din cetatea Nain ieșa o văduvă împreună cu fiul său. Și Domnul care cunoaște inimile noastre, Domnul care cunoaște ființa și viața noastră, a primit cu milă la această văduvă, văzând durerea sufletului ei, văzând suferința ei. Și Dumnezeul nostru s-a plecat spre lacra tânărului acestuia și a zis, tinerelule, eu îți poruncesc, scoală-te. Și la cuvântul lui Dumnezeu, tânărul s-a sculat și Domnul Iisus l-a dat mamei sale, preiubiții noștri, cât de bun este Dumnezeul nostru. Nu avem cuvinte cu care să venim să mărturisim și să-L arătăm pe Domnul Iisus. Nu sunt un frate vorbitor, dar pentru că frații dragi ne-au îndemnat să spunem un cuvânt în locul acesta, m-am sculat și eu, Domnul Evreni, să spun câteva cuvinte ca să putem să mângâiem, așa cum spunea fratele adineori vorbire, să mângâiem această familie închisată, să mângâiem această familie prin starea în care trece. De aceea, preiubiții noștri frați și surori, nu vreau să citez decât câteva cuvinte după care voi încheia. Thank you.